Astăzi am reușit să deschidem o nouă locație la Direcția Venituri. Dorința mea a fost să asigur pentru cetățeni o mai bună funcționare, știți bine în ce condiții am funcționat dincolo. Am gândit un sistem de intrare cu sală de așteptare, cu intrare în partea dreaptă pentru casării, în partea stângă pentru depunerea declarațiilor. Nu suntem la sfârșit cu lucrarea, urmează să mai facem niște investiții în ceea ce înseamnă eliberarea de bonuri de intrare pentru a se elimina cozile și a se reuși o mai bună funcționare. Sper ca cetățenii să poate să vină să plătească impozitele și să-și depună declarații în condiții mai bune. Avem și un loc de parcare mult mai bun, unde sperăm ca cetățenii să fie mulțumiți. Da. Ce suprafață, cât a costat și cât a durat lucrările? Peste 1 milion de lei a costat lucrările. Suprafața este numai la caserii, sunt 400 de metri pătrați la caserii și la relații cu publicul. Din coace la două nivele, aproximativ acea suprafață. Cât au durat lucrările? De când s-a început, mai bine de 2 ani. Și mai avem încă de mutat arhiva, nu e terminat arhiva, deci mai avem de lucru, dar relațiile cu cetățenii s-au mutat efectiv aici.